numele lui Iisus, sunt în locul acesta încă în viață. Aleluia! Am fost încercat, am trecut că nu eram venit la credință. Și Dumnezeu a luat noiaua asupra mea. Am avut tumoare la ficat. Pot să mărturisesc în fața lui Dumnezeu și înaintea Domnului. Am mers la Cluj, la oncologie, la spitalul de cancer. Popiță, care este acolo radiolog și mai mare peste spital, m-a verificat, m-a pus la aparate, la tomograf. Am cel puțin vreo 10-15 tomografe cu filme, cu de la 5 la 7 cm tumoare la ficat. În care, de acolo am plecat la București, la Colentina, la spitalul Colentina, unde este proteaza și doctoriță și cu străinul cercer. Acolo în fiecare lună, de două, de trei ori în fiecare lună, mergeam câte trei săptămâni, două, trei săptămâni. Și mi-a făcut, m-am mers la medic, m-am mers la spital care mi-a făcut tomografiile, aparatele, toate pentru operații și au primit doctorița Liliana telefon de la medicii care m-au verificat că în cel mai scurt timp să mă transfere pentru operație. Până mai, că cancerul e așa ca niște izvoare de apă în toate părțile și nu mai am altă scăpare decât operația. Doctorița Liliana, într-adevăr, a zis că nu poate, nu rezistă, nu știu ce, și nu m-a mai lăsat, nu mi-a dat voie ca să fiu transferat. Și a fost supravegherea ei în fiecare an, pe câțiva ani în fiecare dată. Și în fiecare an mergeam câte două, trei luni la București. După aceea, când am mers la Popiță, la spital iară, la oncogelie, să merg iar la tomograf, deja cancerul a fost stopat și când am venit la Sfânta Maria să fac niște rezultate, s-a mirat toți acolo și am început să facă cruci, tot. Închinări, cum fac catolici și alte religii. Și zice, ce v-a provocat vindecarea? Vindecare în urma ce lucruri s-a produs vindecarea în trupul de noastră? Am crezut că Dumnezeu, când eram încă înainte de, după căsătorie imediat, știam că prin cineva, printr-un proroc, a spus că voi trece printr-o boală foarte grea. Și dacă Dumnezeu o să reziste să am credință, eu voi trăi de la 5 de ani, voi trăi până la adânc bătrânețe. Și eu am crezut că deja nu o să mai am viață, că toți spunea că, uitați, atâta eram de slab, că nu puteam nici merge pe stradă și cineva zicea, uite, mortul merge pe stradă, că uite, să mira toți de mine. Și după câtva timp, după câțiva ani, încet, încet s-a refăcut ficatul, a început să dispară boala și tot s-a mirat că, cum, am toate filmele, tomografiile făcute în fiecare lună la Cluj și pot să mărturisesc cu filme, cu probe. Nu prin, numai prin vorbă, ci prin filmele care, și analizele care sunt acolo. A doua mărturisire mai vreau să mărturisesc înainte de Revoluție. Am vrut să plec să trec frontiera. Frații soției mele sunt în Australia, toți, și părinții. În afară de una care sunt aici, în țară. Și vreind să merg, să trec granița, am mers cu cineva, tot din Timișoara, și înainte să ajungem la frontieră, cineva a mărturisit că unde vrem să mergem, la un post de poliție, și ne-a oprit pe baza mărturii lui, că unde vrem, că avem niște rudenii și mergem până la ele și nu știu ce, și dacă ajungem acolo, dacă putem, trecem fâșia dincolo. Că așa l-a luat pe, cu cine am mers, că era un vazdea Domnului și el avea Biblia în mașină. Când a văzut polițiștii și ei că satana nu doarme niciodată, inspirat, a zis, Doamne, văd că dumneata ești credincios. Ai o Biblie acolo. A luat Biblia de la el și zice, în numele Bibliei, te rog să spui adevărul, unde aveți intenția, dacă ce vreți să faceți. El, cum a spus vorba asta, numai
să mai spună ceea ce că mergem la, la persoanele cu tare, de, pe la, de la Stamura Oravița, să trecem pe la Dâmbova, și o spus direct, uite, noi avem de gând, dacă putem, să mergem dincolo, la, că avem rudenii dincolo, avem frați de gradul 1, părinții, și dacă putem să trecem. Și pe baza mărturii lui, ne-au închis, ne-au adus la Timișoara, ne-au băgat în, la Popa Șapca, cum se spune, în închisoare, și ne-au dat câte 6 luni de zile, tentativă de trecere frontieră. Și în timpul ăla, înainte de a trece, m-am lucrat pe autobuz la călători în Baia Mare, am fost bolnav cu ulcer, aveam ulcer la intrare și la ieșire. Și fiecare an noi aveam obligația să mergem să, la canal, câte 3 luni de zile, să facem munca la canal. Și am mers la canal acolo sau ceva, am făcut ulcerul cu boala, ca să vedea cine nu-i bun să meargă acolo, zice că nu-i bun nici la călători, nu-i bun nici de la noi la unitate ca să mai stea. Cine poate să meargă, merge, cine nu, îl dăm afară. Și trebuia să merg. Și de acolo am fost căzut jos și m-a dus la spital în Constanța, de acolo m-a dus la spital, din spital, după ce am mai stat câteva zile, am venit acasă, mi-a dat o lună de zile concediu medical. În timpul concediu medical, atunci m-am hotărât să plec dincolo, să trec dincolo, granița. Și intrat cu ulcer la stomac și la picat a doua bolă care am avut-o, aveam scaunul, să mă scuzați, numai roșu, numai sânge, nu puteam nici ceai să-l beau, că îl dădeam afară de mine. Și problema asta, când m-am prins și eram, cum știam eu că eram cu sănătatea mea, zic, gata acum, de aici nu, mai, nu mă mai învie nimeni, nu mai poate să mă mai refac. În ce situație intru eu acum și m-am prins și că știam că acolo nu pot să-ți dea regim, nu pot să îți dea condiții și din astea și sunt terminat. Și ce împrejurări am fost intrat. După ce am intrat la Popașeacă, noaptea mi-a venit un gând sau cred că Dumnezeu, cred adevărat că aia a fost, că eram sub niște paturi suprapuse de fel, dar nu aveam voie să stea în ele, ci eram băgat pe burtă sub paturi, numai acolo aveam voie să stăm. Și la comanda ce era la geamla noi, acolo nu ne dădea voie nici să ieșim afară, nici la toaletă, nici nei, ci numai stăteam acolo. Și când timp stăteam jos cu mâinile pe ciment, a început a vorbi în limbi, numai necontenit, a început a vorbi, n-a terminat. Din momentul ăla, deja nu m-a mai durut nimic, nici am uitat și de durere, și de stomac, și de toate problemele care le aveam în corp. Și, pe urmă, am petrecut de acolo, ne-a dus la Baia Mare, a venit o grațiere și a fost grațiat. Dar în timpul cât am fost acolo, ne-a dat varză murată, cum a fost pe timpul lui Ceaușescu, butoaie de 300, de 500 de litri, varză murată. N-am mai știut de dureri de stomac, de ulcer, de la intrare, la ieșire, de nimic. Și m-a făcut sănătos, am venit gras de acolo. Mărturisesc numele lui Iisus.